Bună seara! Eu sunt Pițifoaca Hihinela și mă bucur că ați venit în această seară. Îmi cer scuze, am puține emoții. Nu sunt obișnuită să se uite atât de multă lume la mine. Sunt, dar de obicei eu o cameră video și un computer acolo. Da, fac video chat. Vreau să zic că îmi place foarte mult orașul vostru, Onești. E oraș? Nu știu. Contează. Mie îmi place foarte mult. Tot kilometru de Onești îmi place foarte mult. Am crezut că este un oraș sărac, sincer, dar de când am intrat am văzut numai BMW-uri și Range-uri. Nu știu ce faceți voi pe aici, dar vreau și eu. Nu știu, dar caut să fiu angajată, deci vă rog. Da. Ce să vă mai zic? Eu mă bucur să văd atâtea pufoșenii pufoase în seara asta. Ce frumos că aveți lumina pe voi ca să vă văd. Nu-i prea bine pentru voi asta, dar vedem ce se întâmplă. Ce vreau să mai zic? Vreau să vă întreb pentru ce este popular orașul Onești, dacă ar putea să-mi spune și mie cineva de pe aici. Nadia Comăneci e din Onești. Gigel cine? Gigel? Nadia Comăneci, Gigel! Am înțeles, am înțeles. O să dau un Google. Aveți internet? Aveți? Nu, că eu am întrebat serios, da, chiar am întrebat serios dacă aveți internet. Voi sunteți grupul rebelelor aici cumva. Ar trebui să ieșim toate după asta. Avem unde? Ieșim unde? Pe bulevard undeva, nu? Într-un parc. Stăm și noi. La festival? Ce festival? Aveți festival de 1 iunie voi? Care e logica? Nu, asta vreau să zic și eu, dar n-am vrut să jignesc. Festival de 1 iunie, nu știu, alții au festivalul berii, noi de 1 iunie. Al verii? Am înțeles. Și ce se întâmplă la festivalul ăsta? N-am zis eu, ea a zis, fata de aici, să o țineți minte, să o spuneți. Gata, a spus, alu, doamna profesor. Auzi, vin țigare, dar ce am cu țigare? E nevoie, amendă, că n-ai nevoie să spui, amendă. Ai bani? Să o plătești? Ai bani, dar de Bromania ai bani. Am înțeles. Păi ce să vă zic, că eu am ieșit, dar nu mai știu de ce am ieșit. A, da! Am ieșit să introduc pe cineva foarte drag mie, de-aia am să vă rog să îl aplaudați la scena deschisă pentru prima oară în Onești pe vlogger, viner, actor, regizor, băiatul ăla cu dietele, băiatul ăla cu filmulețele funny, a.k.a. Matei Dima, a.k.a. Bromania! Uitați-mi că avem muzică. Da. Onești, ce naiba faceți, pufoșenii pufoase, că de mult îmi place în Onești. Glumesc. Dar nu știu ce să spun, să nu vă simțiți prost. Aș vrea să mulțumesc Interactului pentru că au organizat și că m-au invitat. Chiar aș vrea să-i aplaudați pe cei de la Interact. Da. Sunt băieții aia cu tricouri prea mulate de acolo. Nu știu ce se așteptau. Hai bine, bro, vin fete. Mergem să agățăm la Bromania. Bea apă, ca și cum e ok în cel. V-ați făcut freza, a? Voi firați voi să fiți. Părul vostru des. Azi că vedeți voi în 2 ani. Mersi mult de tot că ați venit, vă mai arunc 3 șerți și aia a fost. Mersi mult de tot, Onești, dă drumul la muzică, bro!